Mama lui Stefan Pelger, discurs cu tremurător la slujba fiului său, cel a rugat pe Dumnezeu. În urmă cu câteva zile, creatorul de modă Stefan Pelger s-a sinucis, lăsând în urmă o durere imensă printre apropiații săi. Mama adoptivă acestuia s-a întors în țară din Germania, iar la înmormântarea lui a rostit câteva cuvinte care au șocat pe toți cei prezenți. În timpul internării sale într-un spital din Germania, Mama lui Stefan Pelger a primit vestea tristă a morții fiului său adoptiv. În ciuda durerii intense, ea a fost cea care a luat decizia de a-i respecta dorința și a-l incinera pe designer. Joi, 15 iunie, a avut loc în mormântarea regretatului designer. Ceremonia a avut loc în fața capelei cimitirului evanghelic luteran din București și a fost desfășurată în două limbi, română și germană. Peste 200 de persoane au participat la acest eveniment, printre care se numără și personalități cunoscute din showbiz. Designerul a fost condus pe ultimul drum într-o atmosferă plină de emoție și adâncă tristețe. Mama adoptivă a lui Stefan Pelger i-a șocat pe toți cu vorbele sale. După reamintirea momentelor frumoase de către cei prezenți la eveniment, mama adoptivă lui Stefan Pelger a luat cuvântul și a ținut un scurt discurs care i-a cutremurat și șocat pe cei prezenți. Femeia a spus că s-a rugat la Dumnezeu să ia fiul și să-l curme de suferința prin care trecea. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. că m-am rugat să-l ia, să-i curme suferința. A suferit mult, fiindcă a fost singur, în sensul că nu a mai avut un frate. Apoi, sâmbătă seara era singur, duminică la fel. A avut prieteni, dar nu un suflet pereche, a spus mama adoptivă a regretatului creator de modă. Slujba de comemorare a lui Stefan Pelger a fost condusă de episcopul Bisericii Luterane. La finalul slujbei, episcopul a rostit o rugăciune în memoria regretatului designer. Ce vedete au fost prezente la înmormântare. Printre personalitățile notabile prezente la înmormântarea lui Stefan Pelcer, care i-au adus un ultim omagiu, s-au numărat Andreea Raicu și mezosoprana Andreea Ilie, care a interpretat emoționanta melodie, Ave Maria. Pe lângă vedetele din industria artistică, au fost prezenți și câțiva colegi de liceu ai designerului și prieteni apropiați, care au rememorat cu afecțiune diverse momente trăite împreună. Ulterior, participanților li s-a cerut să treacă în fața urnei în care se afla cenușa lui Stefan Pelger pentru a-și lua rămas bun. Mama adoptivă a lui Pelger a luat decizia ca după ce fiul ei este incinerat cenușa să fie trimisă în Germania pentru a fi înmormântată alături de tatăl său, potrivit Pleite